Bun găsit la Link News, sunt Andrei Groșanu, iată care sunt principalele titluri ale zilei. Inflația a ajuns la aproape 8%, iar românii cu depozite în lei sunt puternic afectați, dar nu doar ei. Sindicaliștii din învățământ cer ca părinții să testeze copiii cu testele antigen de salivă. Vom vedea care sunt tendințele românilor când vine vorba de bacșiș și Muzeul Național de Artă își deschide porțile gratuit de 1 decembrie. Rămâneți cu noi la Link News. În luna octombrie, inflația a atins pragul de 7,9%, iar prognozele BNR arată că, în cel mai fericit scenariu, aceasta se va situa în jurul pragului de 7,5% la finalul anului. Deci, tendința este clară de creștere, motiv pentru care, până în luna aprilie a anului viitor, este foarte posibil să fie spartă bariera de 2 digiți a inflației, adică peste 10%. În piață, deja se simte creșterea generalizată a prețurilor, iar în ceea ce privesc depozitele oamenilor în lei, momentul la care rata inflației trece de dobândă este și momentul de la care oamenii încep să piardă din bani. Dobânda pentru majoritatea depozitelor nu trece de 3-4%, motiv pentru care, în contextul actual, depozitele în lei sunt puternic afectate. Chiar și pentru cei care își țin economiile în euro, creșterea inflației le mănâncă din valoarea banilor, având în vedere creșterea cursului valutar, care a fost cu mult sub creșterea ratei inflației. Sindicaliștii din învățământ cer ca testarea elevilor cu testele antigen din salivă să fie făcută de către părinți și nu de către cadrele didactice, așa cum a anunțat Ministerul Educației săptămâna trecută. Testarea tuturor elevilor în sala de clasă va crește riscul infectării acestora, dar și a salariatului care este responsabil de testare, având în vedere atât numărul de elevi prezenți concomitent în sala de clasă, dar și dimensiunile acestora. Astfel, scopul prevenției nu va fi atins, ci din contră se creează premisele pentru transmiterea între elevi, mai arată sindicaliștii. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ strânge semnături pe o petiție în acest sens pentru a o trimite la Ministerul Educației, care deja a cerut clarificări de la Ministerul Sănătății referitoare la procedura testării elevilor. În cazul unui răspuns pozitiv, acest lucru ar fluidiza foarte mult procesul de screening, având în vedere faptul că fiecare părinte este responsabil pentru sănătatea propriului copil, sprijinind astfel și obiectivul principal, consolidarea prevenției, spun reprezentanții Ministerului Educației. Potrivit celor mai recente cifre ale Ministerului de Finanțe, România are peste 1.230.000 de bugetari în acest moment. Cei mai mulți lucrează în educație, peste 270.000, și la interne, peste 120.000. Totuși, trebuie menționat că față de anul trecut, numărul bugetarilor este în scădere cu aproximativ 60.000 de posturi. Ministerul Apărării Naționale câștigă cea de-a treia poziție în topul instituțiilor cu cei mai mulți bugetari, având în prezent peste 75.000 de oameni angajați. Din totalul angajaților la stat, 63% lucrează în instituțiile din administrația centrală. În septembrie 2021, în administrația publică locală lucrau 450.000 de persoane, dintre care 278.000 în instituții finanțate integral din bugetele locale și 174.000 în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii. Din totalul populației ocupate din România, de 8.970.000 de persoane, bugetarii reprezintă un procent de 14%. Bacșișul este probabil unul dintre cele mai controversate subiecte când vine vorba de răsplătirea unor servicii de care suntem mulțumiți. Lăsând la o parte discuțiile despre impozitare și modalitatea în care acei bani pot fi sau nu fiscalizați, inclusiv numărul sau procentul ce trebuie lăsat poate naște anumite discuții. Un studiu arată că zona din România cu cei mai darnici clienți când vine vorba de bacșiș este Dobrogea. Aici, peste 70% dintre locuitori au afirmat că lasă cel puțin 10% din notă ca bacșiș. La polul opus se află Oltenia. Aici doar 36% au afirmat că răsplătesc prestatorii de servicii cu astfel de sume. La nivel național, 55% dintre români sunt generoși și lasă 10% din valoarea notei ca bacșiș. 30% lasă mai puțin de acest procent, iar 9% au afirmat că sunt dispuși să treacă de procentul de 10% dacă serviciile au fost satisfăcătoare. 6% dintre români au afirmat că nu lasă deloc bacșiș la restaurant sau cafenele.
94% dintre respondenții studiului sunt influențați de atitudinea chelnerilor, 57% mizează pe rapiditatea serviciilor, iar 52% pun accent pe calitatea mâncării și a băuturilor. Crescătorii de porci din 14 state europene cer ajutorul Comisiei pentru a putea soluționa provocările extraordinare cu care se confruntă. Aceste provocări au în centrul creșterea prețurilor la nutrețuri, la energie și impactul negativ al pandemiei de coronavirus. Mai mult, gripa porcină, ce a fost prezentă în câteva dintre aceste state, a înrăutățit și mai tare lucrurile. România nu se află pe lista celor 14 state ce solicită ajutorul Comisiei Europene, dar suntem siguri că și crescătorii de porci de la noi s-ar bucura dacă Comisia ar elabora un sistem de ajutorare al acestora. Inițiativa a fost luată de fermierii din Ungaria, iar acum se așteaptă un răspuns din partea Comisarului European pentru Agricultură, polonezul Janusz Wojciechowski. Consiliul Uniunii Europene a decis ieri extinderea scopului sancțiunilor impuse împotriva regimului Lukashenko din Belarus. Acesta este acuzat că facilitează în scopuri politice tranzitul imigranților spre spațiul Uniunii Europene. Consiliul a modificat astăzi regimul sancțiunilor în contextul situației de la frontierele Uniunii Europene cu Belarusul, astfel încât să putem reacționa la utilizarea ființelor umane de către regimul din Belarus în scopuri politice. Regimul sancțiunilor a fost modificat printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene și printr-o reglementare, fiind extinse criteriile prin care pot fi adoptate măsuri specifice. Uniunea Europeană va putea viza indivizi și entități care organizează sau contribuie la activitățile regimului Alexander Lukashenko de facilitarea trecerii ilegale a frontierelor externe europene, anunță Consiliul Uniunii. Acțiunile regimului de la Minsk au fost catalogate de către oficialii europeni săptămâna trecută ca fiind un atac hibrid instrumentat de Belarus la adresa Uniunii Europene. Muzeul Național de Artă al României anunță că pe 1 decembrie, între orele 10 și 18, accesul populației va fi gratuit. Astfel, vom putea admira galeriile de artă europeană, medievală și modernă românească, inclusiv alte 5 expoziții temporare ce vor fi instalate cu prilejul Zilei Naționale. 4 expoziții vor fi deschise și dedicate pictorului român Teodor Paladi, anul acesta fiind aniversarea a 150 de ani de la nașterea acestuia. Publicul se va bucura de acces gratuit și la muzeele satelit, Muzeul Colecțiilor de Artă, Muzeul Zambaccian și Muzeul Teodor Paladi. Mai multe detalii despre eveniment puteți regăsi pe site-ul Muzeului Național de Artă, mnare.ro. Sunt Andrei Groșanu, acesta a fost Link News de astăzi, la revedere!